Cazării și țigărilor, alcoolului, minorilor și monitorizarea activă a acestui fapt. Interzicerea fumatului în localurile publice. Să se impună oarecare amenzi și pedepse pentru vânzătorii care comercializează articole de tutun și alcool minorilor. Să se petreacă ore cu tinerii în licee despre fumat și alcool și consecințele consecințelor lor îngrozitoare. Informația trebuie să fie accesibilă în dependență de vârstă, să se folosească filme, reportaje, informații în PowerPoint pentru ca să perceapă informația auzită mai bine. Trebuie să o vadă. De petrecut ore de consiliere cu părinții, mai ales cu părinții care sunt părinți începători, în care să-i dăm informații că cum să-și educe copiii corect, referitor la aceste substanțe dăunătoare la fumat și la alcool. Mai ales așa un sfat pentru părinți, nu fumați și nu consumați alcool în apropiere copiilor, ca copiii când sunt alături de dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți oglinda copilului. Organizarea mai multor ONG-uri care să se ocupe de implementarea acestor idei și interpretarea lor. Colaborarea ONG-urilor cu organele de răspundere, iar în caz de nerespectarea lor, de implicat pedeapsă corespunzătoare menită să însufle îndeplinirea tuturor cerințelor. Cam acestea au fost obiectivele noastre. Credem. Deci, credem că împreună vom putea depăși această problemă și votați un mod de viață sănătos.